Cosmin Daraban. Unde e Cosmin? Te rog. Cosmin Daraban, câteva cuvinte despre el, are 13 ani de experiență în online. În 2005 ai pus bazele Silk Web și din 2006 ai început dezvoltarea propriei platforme. Te rog, ia-ți microfonul de acolo și pointerul. Și ne vorbești astăzi despre Mint Metrics. Mint Metrics fiind un tool? Da. Despre? Te rog. Să vezi mai ușor ce își doresc clienții tăi. În prima fază l-am dezvoltat pentru clienții Silk Web, a căror platforme le-am dezvoltat. Urmând a merge mai departe, faza de aplicație, cu abonamente pentru oricine își dorește să folosească tool-ul respectiv. Toată lumea vrea să vândă online, mai puțin știu ce își doresc clienții lor. Eu, când vrei să vinzi online, trebuie să vinzi ceva pe placul clienților. Astăzi știm date despre piață, cât este piața de internet, penetrarea Facebook, unde sunt clienții, ce fac, comportamentul lor, adică caută pe Google, socializează pe Facebook, noi trebuie să fim acolo. Știm cum ajungem la ei. În general, metodele de bază sunt SEO și social media. Se folosește și PPC newsletter, nu este de domeniul meu. Știm cum să targetăm. Avem tool-urile gratuite de la Google și Facebook. Putem vedea căutările pe cuvinte din AdWords, vedem trendurile pentru cuvintele respective, iar dacă știm nișa din care facem parte, vedem și pe Facebook ce sunt. Adică am dat un exemplu din zona fashion, unde avem pe Facebook aproape 1.300.000 de potențial clienți pentru produsele din zona respectivă. Știm că, sau trebuie să știm că monitorizarea comportamentului în site se face anteclic, înainte să dea lumea să ajungă pe site-ul tău și post-click. De aceea se măsoară rezultatele dinainte și post. Cu aplicația Minimetrics, cu siguranță o să reușiți treaba respectivă. Ce se întâmplă post-click? Analizăm traficul. Ce se întâmplă? Ok, folosim SEO, folosim Facebook, orice. Trebuie să interpretăm datele, să vedem care medii sunt mai importante pentru business-ul nostru și cum se comportă utilizatorii în site-ul nostru. Trafic organic și social media. Datele reale, frumoase, nu ne spun nimic. Dau bine la prima vedere, că avem un trafic extraordinar de bun, lumea stă în site, vizitează pagini, ok, dar nu știm în prima fază ce se întâmplă în detaliu. Vedem și Facebook sau alte rețele sociale că ne trimit trafic, e important să analizăm calitatea lui. Adică timpul, vizitele noi, bounce-urile și numărul de pagini vizitate. Cu cât numărul de pagini este vizitate de traficul dintr-un mediu, cu atât este mai bun acel mediu în care să ne promovăm. Trebuie să gândești diferit, trebuie să gândești astăzi mai mult pentru clientul tău, nu pentru șeful tău sau colegul tău, care are o idee, băi, facem așa că am văzut și celălalt face așa. Niciodată nu o să meargă la tine ce merge la competitorul tău sau la liderul tău din piață. Optimizând informațiile pe care le ai, poți să faci economisi de timp, efort, medii de comunicare, promovare, cuvintele cheie la care le targetezi și decizi bani. În SEO, în primul rând, trebuie să alegi cuvintele cheie performante. Aplicația vă permite să vedeți, lucrează cu Google Analytics, ia absolut toate cuvintele care generează trafic în site, le poți sorta după performanța lor, care aminteam și înainte, și într-un simplu click le poți monitoriza poziționarea. E important, repet, să alegi doar cuvintele care dau un comportament bun în site-ul tău. E important traficul, dar contează și ce se întâmplă după. Poți foarte simplu să monitorizezi performanța lor în aplicația respectivă. De asemenea, pentru fiecare cuvânt, poziția respectivă îți dă și metricii din Google Analytics. Vezi dacă merită să te mai ocupi de cuvântul respectiv sau nu, investești în promovarea lui sau nu. Afli ce se întâmplă. Dimineața Horea vorbea de impactul backlink-urilor și a social media asupra unui site. Noi am integrat informațiile respective să le poată vedea absolut oricine, chiar cu mai puțină experiență în domeniu.
Astfel, avem pentru site-ul tău, care îl targetezi, plus site-uri concurente, informații de social media, Facebook, Share, Google+, Twitter, LinkedIn, Pinterest, la fel și informații trase din SEO Moz, referitor la autoritatea domeniului, MozRank, backlink-uri, MozTrust și numărul total de link-uri care punctează spre site-ul tău sau site-ul concurenților. Astfel poți să vezi de ce site-ul tău este sau nu mai jos. Ce trebuie să faci ca să fii la fel ca cel de sus. La fel vezi evoluția ta comparativ cu concurenții. Ce mai este de mare impact, am considerat noi pentru orice site, este impactul utilizatorilor din social media asupra site-ului respectiv, asupra produselor. Cu toți folosim Facebook sau alte rețele pentru a ne promova, dar nu știm exact ce produse atrag atenția. Tu le promovezi, ce se întâmplă pe urmă? Ai văzut traficul, e ok, dar nu știi care produse le share-uiește lumea sau lumea îi dă like, folosește butoanele tale de social share din site, care ar fi obligatoriu să le ai. Noi îți arătăm acest lucru. Adică avem un exemplu, un site de fashion din AR și se vede numărul de shares, likes, Google+, tweets, pins, absolut toate rețelele folosite de noi. Conectând cu Google Analytics se vede și impactul asupra traficului, adică traficul venit și restul informațiilor. La fel se văd rapoarte detaliate în funcție de cuvintele targetate, să arătăm traficul general, generat de cuvântul respectiv, evoluția cuvântului, tot ce se poate obține de cuvântul respectiv, ce se răsfrânge asupra site-ului tău. La fel, referitor la link-ul de produs, se poate monitoriza istoricul lui. Tu știi că ai început o campanie de promovare a unui super produs pe Facebook unde l-ai promovat, dar nu știi ce s-a întâmplat. Aici poți să afli relativ ușor. Tot se întâmplă la nivel de zi. Datele sunt procesate zilnic. E important să te focusezi pe clienții tăi, să promovezi ce își doresc ei, ce crezi că ar genera vânzări, să fii mereu acolo unde sunt ei pentru a le oferi cea mai bună soluție. Astfel, cu siguranță, o să îți mulțumească. Ce mai important? Folosind Minmetrics, poți să-ți monitorizezi și concurența. Adică dacă tu vinzi un brand de papuci sau de laptopuri, concurentul tău la fel, tu poți să vezi cum reacționează lumea la același tip de produse, pe site-ul tău comparativ cu site-ul respectiv, sau poți să monitorizezi campaniile lor de marketing. Vezi dacă ei folosesc mai intens o anumită rețea socială decât alta. La asemenea, poți să vezi și activitatea care au pe Google. Întrebări? Questions. Niciuna. Mersi frumos, Cosmin. Dacă vor exista întrebări sau dacă există, de unde trebuie să te contacteze pentru tool-ul ăsta? Da? Ai toate coordonatele acolo. Te rog. Momentan aplicația este în beta, se poate face o cerere pentru acces, urmând ca săptămâna în curs sau săptămâna viitoare să oferim acces în funcție de cererile venite. Ok. Mersi frumos, Cosmin.